scene șocante în Cluj-Napoca. Un bărbat s-a căsărat pe un bloc până la etajul al treilea și acolo a sărit dintr-un balcon în altul. Înainte a intrat într-un apartament peste două femei, iar pe una a agresat-o. Doi frați din Galați au băgat spaima în școala în care învață, sunt violenți cu toată lumea, iar o scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Părinții celorlalți elevi sunt revoltați. Directoarea de la școala Nicolae Titulescu, acolo un băiat de 10 ani a fost abuzat de două ori de colegi, au demisionat astăzi. La guvern, Ligia Deca, ministrul educației, a fost chemată pentru explicații. Andreea Bereclanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! Un incident bizar a avut loc într-un bloc din Cluj-Napoca. Un bărbat de origine italiană a fost surprins în timp ce sărea de pe un balcon în altul, la etajul 3 al unui bloc. Bărbatul părea că vrea să se arunce și striga după ajutor. Chiar a intrat peste o femeie în apartament și a bruscat-o. Tânărul, care se crea Spider-Man, a fost luat de polițiști și dus la spitalul de psihiatrie. Cetățeanul italian a ajuns în fața blocului și a început să-l cațăre. Nu locuia acolo. A început de la parter și într-un final a ajuns la cel de-al treilea etaj, unde a sărit dintr-un balcon în altul. Totul sub privirile oamenilor din jurul său, care îl auzeau strigând după ajutor. No! Bărbatul de 34 de ani a intrat apoi într-un apartament în care se aflau două femei. Pe una dintre ele, imobilizată la pat, a bruscat-o. După, a amenințat că se va arunca în gol. Între timp au ajuns și primele echipaje de poliție. La fața locului au ajuns și pompierii, dar și ambulanța. Bărbatul a fost imobilizat imediat și condus la unitate de specialitate în vederea efectuării investigațiilor suplimentare. Totodată, polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, tulburarea ordinii și liniștii publice. Bărbatul este bănuit că s-ar fi aflat sub influența substanțelor psihoactive. Acesta a fost internat la clinica de psihiatrie din Cluj-Napoca. Este scandal la o școală din Galați și totul din cauza a doi elevi de 10 și 13 ani cu nevoi speciale. Cei doi frați, aflați în plasament la stat, sunt violenți cu colegii, profesorii și chiar și cu paznicii. Părinții celorlalți elevi cu nevoi speciale ar vrea ca cei doi copii să plece din școală. Conducerea instituției de învățământ susține însă că nu-i poate exmatricula pentru că legea nu permite așa ceva. Vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Georgiana, zi și mie ce te determinați, cum porți așa? Fata de 13 ani din imagine este în clasa 6-a la școala specială din Galați. De ceva vreme, când ea, când fratele ei din clasa 3-a terorizează toate persoanele care le sunt cale. Părinții copiilor care învață la școala respectivă spun că sunt la limita răbdării. În jur, lovește, urlă, face tot ce se poate să iasă în evidență. Îi lovește inclusiv pe copii? Nu, mai puțin pe copii, pe cei, pe profesori în general. Păi e teamă să o trimiteți la școală? Să-l trimit la școală, că este băiat, da, normal, că nu trebuie să așteptăm să se întâmple ceva. Și eu am fost lovit cu scaunul în picior de această fată. Păi fratele ei a bătut și gardianul, a vrut să o arunce pe geam pe profesor. Reacțiile violente ale celor doi frați au impact și asupra celorlalți copii, spun părinții acestora. Un pic de comportament negativ am văzut în niște reacții. Da, și mi-am dat seama de unde este, că și pe mine mă copiază. Atât reprezentanții școlii, cât și cei inspectoratului școlar județean știu despre accesele de violență ale celor doi frați, dar spun că nu prea au ce face, doar să-i monitorizeze non-stop. Accesele apar ca urmare a traumei suferite de copii în momentul în care au fost părăsiți de părinți. Există elevi problemă pe care cu greu îi gestionăm. Dacă vă referiți la cele două cazuri, Florin este un caz mai deosebit. Pe lângă tulburările de conduită, el este și violent. Și Georgiana la fel. Georgiana văd că în ultimul timp are într-adevăr niște tulburări. La fel am lucrat cu ea la consiliere, puse pe seama lipsei familiei. În cazul la care faceți dumneavoastră referire, chiar acum
are loc un program de consiliere, ba chiar de terapie individuală, tocmai pentru a preîntâmpina alte situații de violență. Despre agresiunile din școala specială ale celor doi frați au aflat și polițiștii. Polițiștii din cadrul secției 4 Poliției Galați au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Aflați în grija statului, frații agresivi au ca reprezentanți legal pe cei de la DGASPC Galați, iar aceștia spun că școala trebuie să educe pentru că de aceea au fost trimiși acolo. Comportamentul copilului în mediul școlar este comportamentul copilului în mediul școlar și trebuie gestionat cumva la nivelul clasei. Poate să meargă un angajat al noastră mereu să stea cu acești copii? Nu. Pentru că legea nu permite exmatricularea celor doi, ei vor continua să învețe la respectiva școală specială. Directoarea școlii în care un elev de 10 ani ar fi fost violat de două ori și-a dat demisia. Decizia vine după ce ministrul educației a fost convocat la Palatul Victoria de premierul Ciolacu. De altfel, în urma acestui caz revoltător, Ministerul Educației a venit cu o serie de măsuri ce urmează să fie aplicate în școlile din țară. Mai multe detalii despre acest subiect are colega mea Amalia Chiriță. Bun găsit, Andreea. Potrivit unor surse din discuția premierului Ciolacu cu ministrul Ligia Deca, a reieșit că directoarea școlii nu mai poate rămâne în funcție. Asta în condițiile în care nu a informat nici inspectoratul, nici Direcția pentru Protecția Copilului și nici nu a făcut o anchetă internă după ce a aflat de cazurile de abuz. Așa se face că în această după amiază, Ministerul Educației a venit cu un comunicat din care reiese că directoarea școlii gimnaziale Nicolae Titulescu și-a dat demisia. Ministerul a venit și cu o serie de măsuri care vor fi aplicate la nivelul fiecărei școli pentru a combate violența, astfel că până pe 31 martie inspectoratele școlare vor organiza sesiuni de formare pentru directori și profesori, iar până pe 15 martie toate școlile trebuie să afișeze materiale pentru prevenirea violenței. De altfel, Ligia Deca a vorbit despre acest caz și în această dimineață. Ministrul Educația a declarat că a solicitat corpului de control al ministerului să meargă la școală pentru a face verificări, dar și la inspectoratul școlar. Ministrul a adăugat că are toleranță zero pentru violența în școli. Ligia Deca a spus că a aflat din presă de ceea ce s-a întâmplat la Nicolae Titulescu. Nimeni din partea școlii nu a înștiințat ministerul despre acest caz. Vă reamintesc că un elev în vârstă de 10 ani ar fi fost violat de două ori, atenție, în baia din incinta școlii de către doi colegi. Prima agresiune ar fi avut loc în urmă cu 2 ani. Conducerea școlii spune că primul caz a fost clasat, iar cel de-al doilea este în curs de investigare. Andreea? Amalia, mulțumesc. Statul român este principalul câștigător al schemei de plafonare și compensare a energiei, nu consumatorul. O arată atât statisticile europene și o recunoaște și ministrul energiei. Cât a încasat statul român din măsurile luate în energie, aflați în scurt timp în jurnal. Un polițist local din Galați a fost lovit chiar în fața unei secții din oraș. Agresorul era încătușat și a încercat să scape când a fost scos din mașină. Astfel de incidente sunt tot mai frecvente în oraș, iar oamenii se tem pentru siguranța lor. Omul riscă acum să ajungă după gratii pentru fapte de ultraj. Totul s-a întâmplat în zona pieței Țiglina. Bărbatul de 49 de ani a cumpărat o sticlă de alcool și ar fi deschis-o pe stradă. Un echipaj al poliției locale a cerut să se legitimeze și omul a devenit recalcitrant. În consecință, oamenii legii au decis să îl ducă la secție. Bărbatul, la momentul la care a ajuns la secția 2 Poliție Galați, deja avea o atitudine recalcitrantă față de lucrătorii secției 2 Poliție Locală Galați. Când să fie scos din mașina poliției locale, bărbatul l-ar fi lovit pe unul dintre polițiști și totul a fost filmat. Omul a negat orice act de violență, dar cu toate acestea a fost dus la parchetul de pe lângă judecătoria Galați, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. Curtea secției 2 Poliție Galați a avut loc un incident în cadrul căruia un bărbat încătușat de lucrătorii secției 2 Poliție Locală Galați, în timp ce era extras din mașina, din auto specială cu care fusese adus la secția 2 Poliție Galați, încercând să scape, a lovit unul dintre lucrătorii poliției, secției 2 Poliție Locală Galați. El este reținut la acest moment și se analizează oportunitatea dispunerii unei alte măsuri preventive. Gălățenii nici nu știu ce să mai creadă. Astfel de acte de violență asupra oamenilor legii sunt tot mai frecvente. Am auzit cazul. E grav? E,
Este, este grav. Ce să mai spun? Ți-e frică să mai ieși din casă? Suferim de o disciplină care trebuie văzut, care-i treaba și trebuie făcut o disciplină oarecare. Magistrații urmează să decide dacă bărbatul va ajunge sau nu după gratii pentru acuzațiile ce îi se aduc. Traficanții de droguri de mare risc nu vor mai putea primi pedepse cu suspendare. Este principala prevedere a legii 2 mai, care a fost votată astăzi și în Camera Deputaților, după ce în noiembrie a trecut de Senat. În plus, pe traficanții de stupefiante cu efecte psihoactive îi așteaptă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani. La 6 luni de la teribilul accident provocat de Vlad Pascu în localitatea 2 mai, în care Sebastian și Rebecca și-au pierdut viața, Camera Deputaților a votat proiectul de lege care înăsprește pedepsele pentru traficanții de droguri. Proiectul vine în continuarea legii Anastasia și îi pedepsește cu închisoare cu executare pe toți traficanții de droguri de mare risc, cum ar fi cocaina sau heroina. Până acum au existat oarecum, dacă vreți, toleranțe sau lipsa de exigență a instanței de judecată pentru condamnarea unor traficanți de droguri, unii chiar în stare de recidivă, adică din cauza faptului că pedepsele nu erau foarte mari și din cauza faptului că nu exista o interdicție pentru aplicarea pedepselor cu suspendare. Mai exact, în 2022, 47% dintre traficanții de droguri au primit pedepse cu suspendare, adică 402 traficanți din 810 inculpați își execută pedepsa în detenție. Chiar legislația în vigoare era cea care ducea la acest procent. Cei care denunțau fapte similare celor de trafic de droguri sau persoanele care se ocupau cu traficul de droguri obțineau un beneficiu legal de o înjumătățire a pedepsei aplicate, lucru care de cele mai multe ori ducea la posibilitatea ca cel care era prins, bineînțeles, să iasă cu o închisoare fără executarea pedepsei, adică să se întoarcă exact în mediul infracțional din care fusese săltat. Și traficanții de droguri de risc, așa cum este cannabisul, vor avea parte de pedepse mai mari. Tot prin această lege am mărit pedepsele pentru traficarea substanțelor psihoactive, pentru că acestea se află, conform analizelor recente, pe primul loc în topul celor mai consumate droguri ilicite din România. Mai exact, de la 2 la 7 ani, limitele de pedeapsă se majorează de la 3 la 10 ani. Deși legea 2 mai a parcurs toate etapele legislative și urmează să fie trimisă spre promulgare, experții se așteaptă ca efectele să se vadă în următorii ani. Ne așteptăm la prime rezultate în 3-4-5 ani, când se vor întări specialiștii, când vor căpăta experiență, când ne vom obișnui și vom avea o cultură antidrog suficient de bună pentru a putea să reacționăm și pentru a fi eficienți. Tot în această săptămână a fost votat și registrul traficanților de droguri, despre care ministrul Justiției spune că va deveni operațional începând cu ianuarie anul viitor. Pacienta care săptămâna trecută a fost rănită în urma exploziei produse în secția ATI a Spitalului de Urgență Ploiești a murit. Femeia a suferit arsuri pe 16% din suprafața corpului și au fost serios afectate și căile respiratorii. Familia acuză acum unitatea medicală de malpraxis. Avocatul va depune plângere penală pentru ucidere din culpă. Pacienta de 83 de ani se afla în comă, internată la terapie intensivă pe secția de chirurgie plastică a Spitalului de Urgență Ploiești. Se pare că explozia s-a produs din cauza scânteii produse de un flex. Un muncitor îl folosea chiar în salon, iar acolo erau mai multe butelii de oxigen. Acum, în urma decesului, reprezentanții unității medicale au demarat o anchetă internă, iar familia, prin numele avocatului, cere dreptate. În momentul de față, deși dosarul de urmărire penală este deschis pentru vătămare corporală din culpă, am formulat în această dimineață și o cerere de schimbare a încadrării juridice a faptei din vătămare corporală din culpă în ucidere din culpă, iar bineînțeles pasul următor este acela de a participa împreună cu expertul nostru parte, medicul legist, la efectuarea autopsiei care o să determine în mod concret care a fost cauza morții. Regretăm acest eveniment nefericit. Din păcate și afecțiunile cronice pe care le avea pacienta au contribuit la decesul acesteia. În prezent, Spitalul Județean de Urgență Ploiești Dr. Constantin Andreoiu a demarat o anchetă internă în vederea elucidării împrejurărilor și cauzelor ce au dus la rănirea pacientei, urmând a pune la dispoziția conducerii și organelor la abilitate concluziile anchetei.
Rudele victimei vor acum să vadă dacă medicii au acționat corect în timpul în care pacienta a fost internată la Movila. În spital, pe data de 6 februarie, pe picioarele ei, nu avea o problemă majoră de sănătate, iar ulterior, la scurt timp, a ajuns cumva să fie intubată. De aceea, familia suspicionează și o posibilă faptă de malpraxis. Va fi constituit un dosar separat. Să vedem dacă nu cumva cadrele medicale de acolo, din spitalul din Ploiești, au acționat în mod greșit. Imediat după explozia produsă la spital, mai multe persoane au fost audiate. Anchetatorii încearcă să stabilească acum ce s-a întâmplat înaintea deflagrației, mai ales că personalul medical nu trebuia să-i permită muncitorului să înceapă lucrările atâta timp cât pacienta era în salon și buteliile de oxigen nu erau protejate. Ultima șansă pentru cuplurile infertile. Statul le fură șansa de a fi părinți. Finanțarea pentru FIV blocată de stat. Astăzi la Focus. Este ancheta la Târgu Mureș după ce elevii unei școli din oraș au primit cornuri mucegăite în cadrul programului Laptele și Cornul. Fotografii cu unul dintre cornurile primite au ajuns și pe masa primarului din oraș, care a sesizat imediat Consiliul Județean. Acum se face anchetă și firma de catering ar putea fi trasă la răspundere. Totul s-a întâmplat la școala gimnazială numărul 7 din Târgu Mureș. Angajata responsabilă cu distribuirea cornului și laptelui către elevi a remarcat că unul dintre produse era stricat. Într-o clasă s-a regăsit un corn neconform, mai exact mucegăit. Acest corn nu a fost evident distribuit elevilor. Doamna responsabilă cu distribuirea a anunțat autoritățile. Verifice cineva înainte ca să primească copia. Nu mi se pare normal să le dea mâncare mucegăită, clar. Primarul orașului a sesizat Consiliul Județean, instituția care se ocupă cu încheierea contractelor pentru serviciile de catering școlar. Am semnat o dispoziție pentru o comisie de anchetă care să se deplaseze la fața locului, să verifice acele poze și să verifice situația, dacă într-adevăr a fost adevărată sau cineva doar a vrut să inducă în eroare. Mie cel puțin nu-mi vine să cred, dar comisia o să verifice la fața locului. Dacă se va stabili că informația este reală și că la școală au ajuns cornuri mucegăite, Consiliul Județean va cere verificări din partea Direcției de Sănătate Publică și a celei sanitar-veterinară. Dacă ancheta va stabili că produsele erau într-adevăr neconforme, firma de catering va pierde contractul cu școlile din Târgu Mureș. În timpul crizei energetice, românii au suportat cele mai mari costuri cu gazele și electricitatea din toată Uniunea Europeană. Pentru a proteja consumatorii, statul a intervenit prin schema de plafonare și compensare a prețurilor. Statisticile europene arată însă că românii au beneficiat de unul dintre cele mai mici ajutoare oferite de stat. Criza a trecut, schema a rămas. Motivul îngroașă puternic conturile statului. Pentru a-și proteja consumatorii vulnerabili în timpul crizei energetice, țările din Uniunea Europeană au luat mai multe tipuri de măsuri. Două treimi din țările Uniunii au preferat să reducă taxele și să ofere un ajutor financiar direct celor mai vulnerabili consumatori, fără a interveni în stabilirea prețurilor. Majoritatea au schimbat fiscalitatea. În primul și în primul rând au lucrat cu taxa pe valoare adăugată, după care au oferit diverse alte modalități ca acești consumatori care întâmpinau dificultăți să fie ajutați. Doar țara noastră și Lituania au ales o cale contrară, și anume să reglementeze prețurile și să compenseze furnizorii. Potrivit ministrului energiei, această schemă a adus un profit de 20 de miliarde de lei statului. Eu consider că sistemul energetic în ansamblul său a contribuit mult mai mult decât a primit în contextul crizei energetice și ca urmare a tuturor măsurilor fiscale, undeva la peste 44-45 de miliarde de lei, din care nu s-au decontat mai mult de 20-23-25 de miliarde de lei acum la zi, declara Sebastian Burduja în urmă cu câteva zile. Singura denaturare a pieței este dată de mecanismul de formare a prețului la producție. Da? Producția controlată de către stat
în proporție de 80%. Adică producătorii au avut o producție mai mică sau egală cu cea din anul anterior și totuși au avut niște creșteri fantastice de profit, creșteri fantastice de profit, fără să existe o îmbunătățire a eficienței sau a productivității. Practic au vândut aceeași marfă la un preț mult mai mare, profitând de acest mecanism. Acest lucru se vede și în cifrele obținute de principalii jucători din energie. Hidroelectrica a obținut un profit record de 6,33 miliarde de lei, cu 42% mai mare ca anul trecut. E adevărat, în acest caz a crescut și producția cu 30%. Romgaz a obținut un profit de aproape 3 miliarde de lei, o creștere cu 10% față de anul trecut, în condițiile unei producții mai mici. Și la capitolul furnizare, situația este similară. Electrica a obținut un profit de 620 de milioane de lei, cu 11% mai mare ca anul trecut, în condițiile în care energia furnizată a scăzut. Statul impune niște reguli pentru niște companii care sunt în sectorul privat, în teorie, pentru că sunt deținute într-o mare parte de către statul român, și atunci statul își dă niște reguli pe care tot el nu le poate respecta sau le respectă, după care transferă bani dintr-un buzunar într-altul. Deși statul a câștigat, românii au pierdut. O analiză a Asociației Energie Inteligentă arată că la nivel de gospodărie în România au avut loc cele mai mari creșteri de prețuri ale energiei. În schimb, suntem pe ultimele locuri în ceea ce privește ajutorul pe care statul l-a acordat pe cap de locuitor. România se plasează pe ultimul loc sub aspectul corelației între banii alocați efectiv pentru protejarea consumatorilor în perioada septembrie 2021-ianuarie 2023. Avem creșteri mai mari de preț și ajutoare mai mici decât au fost acordate în alte țări europene, în special când vorbim despre acești consumatori vulnerabili. Guvernul lucrează la un proiect de ordonanță de urgență de reducerea ultimului plafon la energie electrică, de la 1,3 lei pe kilowatt la 1 leu pe kilowatt. Guvernul vrea să năsprească regulile pentru patronii care angajează cetățenii din țări precum Pakistan sau Nepal. Angajaților va trebui să li se facă un contract de muncă în 15 zile de la momentul intrării lor în țara noastră. Ce amenzi ar putea risca patronii care nu se conformează, aflați imediat în jurnal. În manifestul adoptat de Partidul Popular European la București va fi cuprinsă și solicitarea ca România să devină membru cu drepturi depline în spațiul Schengen. Declarația îi aparține lui Nicolae Ciucă. Zilele acestea, în capitală, va fi prezent și cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cel care s-a opus aderării țării noastre. Pe surse a apărut informația că oficialul va avea o întrevedere tet-a-tet cu președintele Iohannis. Nicolae Ciucă spune însă că nu a fost stabilită o astfel de întâlnire deocamdată. Vom discuta cu toți liderii europeni prezenți aici, vom avea o decizie în documentul final al Congresului și vom vedea cum vor vota colegii noștri din Austria. Și desigur, vom veni cu toate argumentele necesare să schimbe decizia. Este adevărat că în acest moment nu avem o întâlnire bilaterală încă stabilită, dar vom face tot ceea ce este necesar să ne transmită mesajele pentru ceea ce reprezintă dreptul nostru de a fi membri ai spațiului Schengen. Congresul Partidului Popular European desfășurat în România va începe mâine și va dura 2 zile. În această perioadă, București va deveni capitala politicii europene, spune liderul PPE, Manfred Weber. Politicieni din 44 de țări, șefi de stat și de guvern, dar și liderii Uniunii Europene vor ajunge aici. Scopul final al Congresului, Ursula von der Leyen, va fi aleasă oficial candidat pentru un nou mandat la șefia Comisiei Europene. În același timp, cel mai mare partid din Europa își va adopta strategia pentru alegerile din această vară. Și securitatea este o temă importantă a Congresului. În ajunul Congresului Partidului Popular European la București a ajuns liderul formațiunii politice, Manfred Weber. Prima oprire a fost la sediul PNL, partid afiliat PPE la nivel internațional. Congresul, care va avea loc la Romexpo, va cuprinde o desfășurare de forțe impresionantă. În această perioadă, în București, vom avea peste 1500 de reprezentanți ai EPP din 44 de țări. Avem prezenți în București 13 șefi de state și guvern. Avem peste 700 reprezentanți ai mass media acreditați și prezenți la acest eveniment. Iată deci importanța pe care
O reprezintă Congresul PPE la București. And yes, Bucharest will be in the next two days the political capital of Europe. Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, este membră PPE. De altfel, la Congres va fi stabilită candidatura acesteia pentru un nou mandat în fruntea guvernului UE. Și Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, face parte din formațiunea politică ce reunește sub aceeași umbrelă numai puțin de 84 de partide. Liderii formațiunii au ales Bucureștiul pentru Congres din mai multe considerente. Un factor important l-a avut și vecinătatea cu Ucraina. Ca la nivelul Partidului Popular European, pe durata acestui congres, să se ia decizii legate de măsurile ce trebuie luate în interiorul Uniunii pentru a putea să avem acele capabilități militare care să genereze impulsul de a gândi cel puțin de două ori la nivelul unui agresor atunci când analizează Uniunea Europeană și aici este vorba despre Putin. Liderul PPE, Manfred Weber, a lăudat mandatului Klaus Iohannis în fruntea statului român. Întrebat despre șansele președintelui de a obține o funcție la vârful Uniunii Europene, Weber nu a exclus o astfel de posibilitate. You know that I cannot comment now on the concrete decisions in front of us because in a democracy, first of all, people have say. Stați. But I want to underline one point. Dar vreau să subliniez un lucru. We are the party of Central Eastern European countries. And that's why the current situation that no one from the Central Eastern European countries is in lead of the European institutions is for the next mandate not acceptable at all. So I support the decision that we need someone from Central Eastern European countries also in the lead of Europe. De altfel, liderul Partidului Popular European a avut și o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis. Oficial, Congresul PPE se va deschide miercuri de la ora 13:30 printr-o conferință de presă. De la ora 14 va începe prima sesiune plenară, care va dura până seara. La finalul Congresului Popular European vor adopta inclusiv strategia comună pentru alegerile din această vară. Zeci de mii de români care beneficiază de ajutor de șomaj vor primi mai mulți bani de luna aceasta. Indemnizația s-a majorat la 660 de lei pe lună, la care se adaugă un mic procent din ultimul salariu. Oamenii spun că suma este ridicolă și că nu poți trăi o lună cu acești bani. Despre ce vorbim? Nu se poate. Chiar dacă are decât 21 de ani, e imposibil. E imposibil. Sunt foarte puțin bani. Un român nu poate trăi nici cu salariul minim. Nu poate, mai ales dacă mai ai și un credit la bancă, nici vorbă. Îți trebuie două servicii ca să poți să faci față cheltuielilor. Un român care s-a întors recent în țară spune că în Germania și în Franța, unde a avut ajutor de șomaj, primea peste 1000 de euro pe lună. În Germania, dacă rețin, am avut 70% din salariu brut. În salariu brut se calculează un procent clar. Formula noastră de calcul e speculativă. La noi în țară, formula de calcul a șomajului s-a schimbat de mai multe ori. Ea are la bază un indicator calculat de Institutul Național de Statistică. În acest an, indicatorul social de referință a ajuns la 660 de lei, de la 598, iar acest indicator social de referință este luat în calcul în momentul în care se stabilește dreptul la indemnizația de șomaj. Calculul șomajului reprezintă valoarea acestui indicator plus un procent din media veniturilor din ultimele 12 luni. Vor primi 3% cei care au muncit în ultimii 3 ani, 5% cei care au muncit cel puțin 5 ani, 7% cei cu experiență de 10 ani sau 10% cei cu peste 20 de ani de muncă. Deci, un angajat cu salariul minim pe economie care intră în șomaj va primi sub 1000 de lei, în cel mai bun caz. În România, rata șomajului a rămas constantă în ultimii ani, undeva sub 6%. Asta înseamnă că în jur de 470.000 de români nu reușesc să-și găsească un loc de muncă. Cei mai mulți dintre ei au vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, iar unul din patru tineri cu vârsta de până la 24 de ani este șomer. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are alte date legate de șomaj decât Institutul de Statistică. 239.815 șomeri înregistrați în evidențele noastre, iar dintre aceștia sunt indemnizați 57.600. Pentru aceste persoane, 57.600 de persoane, urmează să se majoreze indemnizația de șomaj. Ajutorul de șomaj se acordă pentru o perioadă de 6 luni la un an, după ce un angajat își pierde locul de muncă. În județul Ilfov și în capitală, rata șomajului este sub 1%, în timp ce în Vaslui și Teleorman depășește 8%.
Autoritățile înăspresc legislația care permite aducerea în țara muncitorilor străini. Astăzi au intrat în vigoare noi legi care permit inspectorilor de imigrări să controleze companiile care angajează oameni din Asia. În același timp, un proiect de ordonanță vorbește despre amenzi aplicate angajatorilor care nu încheie rapid contracte de muncă imigranților. Vedem pe stradă o mulțime de muncitori din Asia. Unii dintre ei livrează mâncare, alții fac lucrări publice, alții lucrează în restaurante. Unii au ajuns chiar să lucreze în industrie în domenii precum metalurgia sau producția și prelucrarea de oțel. Asta pentru că toate sectoarele economiei au nevoie de forță de muncă. Însă există și rețele de trafic care aduc muncitori pentru a-i trece granița ilegal spre Occident. Sunt anumite societăți, de obicei nou înființate, care se folosesc de vizele de muncă pentru a facilita intrarea cetățenilor non-europeni în România și mai apoi pentru a folosi România ca o poartă de intrare în Europa de vest. Din acest motiv, guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care să poată amenda angajatorii care nu încheie contracte de muncă cu angajații din Asia după mai mult de 15 zile de când aceștia ajung în România. Ei pot fi amendați cu până la 10.000 de lei dacă muncitorii din Asia sunt găsiți fără contract de muncă. Contractul de muncă ar trebui să fie inițiat într-un timp cât mai scurt. Acest termen de 15 zile lucrătoare este unul foarte generos. Această lege vine în contextul european al discuțiilor cu privire la imigranții ilegali. Unii muncitori din Asia ajung la noi în țară cu dorința de a fi traficați transfrontalier de diferite grupuri. Vor să ajungă în Germania sau Franța. Problema care o au unii angajatori cu ei care fug din țară, vin, stau foarte puțin timp pe teritoriul României și apoi aleg opțiunea de a pleca spre alte țări. Dacă în 15 zile nu au carte de muncă, cei de la IGSU poate să înceapă să îi caute și să fie nevoie să dea declarații. Angajatorul nu va fi amendat dacă nu s-a încheiat contractul din cauza unui muncitor străin care a fugit, spre exemplu. Pe lângă această inițiativă, în Monitorul Oficial s-a publicat și legea pentru renoirea permisului de ședere. Renoirea se va face odată la 2 ani, nu anual, cum a fost până acum pentru muncitorii din Asia, iar inspectorii de imigrări vor putea controla companiile care îi angajează. În vederea constatării îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 21, aliniat 2, litera D, Inspectoratul General pentru Imigrări poate efectua controle la sediile sociale sau punctele de lucru ale beneficiarilor prestări de servicii. Asta îi va obliga pe angajator să fie mai corect cu angajații străini, spun reprezentanții lor. Societățile vor putea angaja străini doar dacă desfășoară efectiv activitatea pentru care solicită suplimentarea numărului de angajați non-europeni. Numărul muncitorilor care lucrează în România și au fost aduși din diferite state din Asia a depășit 150.000 în 2024. Victorie uriașă pentru Simona Halep. Tribunalul de arbitraj sportiv i-a redus suspendarea la 9 luni. Colega mea, Maria Iordănescu, este alături de mine. Maria, bună seara! Când am putea așadar să o vedem pe Simona pe teren în sfârșit? O veste extraordinară. Așa este. Bună seara, Andreea. Bun găsit, vă spun tuturor. Halep și-a ispășit deja pedeapsa de 9 luni și are dreptul să revină imediat în circuit. Primul turneu la care am putea să o vedem pe Simona pe teren este Miami Open, care începe pe 19 martie. Victoria de la TAS i-a adus și despăgubiri lui Halep. Ce sumă trebuie să-i achite Agenția Internațională pentru Integritate, aflați la ora 19:05 la Focus Sport. Andreea? Maria, îți mulțumesc că de-abia aștept să aflu noi informații. Este oficial, Europa investește în propria armată. Decizia vine la scurt timp după ce Donald Trump a declarat că dacă se reîntoarce la Casa Albă, nu va mai fi de acord ca NATO să-și apere aliații care nu au cotizat cu 2% la bugetul alianței. Ce sume este dispusă Comisia Europeană să aloce în următorii 5 ani pentru apărare? Aflați după o scurtă pauză de publicitate. Eu vă aștept. ...43 de țări cer Rusiei să autorizeze o anchetă internațională independentă cu privire la moartea în închisoare a lui Alexei Navalnyi. Apelul este semnat de toate cele 27 de state membre ale UE și de alte 16 țări care nu sunt membre ale Uniunii, printre ele Statele Unite, Canada și Ucraina. Alexei Navalnyi, principalul opozant al președintelui rus Vladimir Putin, a murit pe 16 februarie la vârsta de 47 de ani într-o colonie penitenciară în Arctica. Kremlinul a negat orice implicare a statului în moartea liderului opoziției, care a fost înmormântat vinerea trecută la Moscova. Autoritățile ruse au mai anunțat că au lansat deja o anchetă de procedură cu privire la acest deces și în acest caz nu vor da curs cererilor venite de la Bruxelles.
Europa face o investiție majoră în apărare. Comisia Europeană a decis să aloce 1,5 miliarde de euro pentru propria armată. Decizia anunțată astăzi vine în contextul în care fostul președinte Trump a amenințat că nu va ajuta țările NATO aflate în pericol dacă nu plătesc anual cel puțin 2% din produsul intern brut pentru apărarea alianței. Noul program solicită celor 27 de state membre UE să procure cel puțin 40% din echipamentele de apărare în mod colectiv până în 2030 și să achiziționeze cel puțin 50% din aceste echipamente din cadrul UE pentru întărirea industriei de apărare. Defense budgets in all member states are rising sharply, so we should change the way that we spend. Since we want to invest more, we should invest better. Which largely means investing together and investing European. Oficialii Comisiei Europene spun că noua inițiativă legislativă va face tranziția de la măsurile de urgență pe termen scurt adoptate în 2023 la o abordare mai structurală pe termen mai lung pentru a atinge gradul de pregătire industrială în domeniul apărării. First, we need to get the transatlantic balance right. Irrespective of electoral dynamics in the US, we must take more responsibility for our own security, while, of course, remaining fully committed to our NATO alliance. Anunțul Comisiei Europene vine în contextul în care fostul președinte Donald Trump, aflat în campanie prezidențială pentru un nou mandat la Casa Albă, a lăsat să se înțeleagă că nu va oferi ajutor militar țărilor NATO aflate în dificultate, dacă au restanțe la bugetul alianței. Maybe you will remember that two years ago, when presenting the strategic compass, I said Europe is in danger. Well, I'm sorry, I was right. Europe was in danger and is still more in danger. Peace is no more a given, unhappily. The war is at our borders. Potrivit datelor Agenției Europene de Apărare, cheltuielile europene pentru apărare s-au situat la 214 miliarde de euro în 2021, în creștere cu 6% față de 2020. Un bărbat de 57 de ani din țările de jos a intrat în cartea recordurilor drept cel mai longeviv pacient cu transplant de inimă din lume. El trăiește de 40 de ani cu inima unui donator, în condițiile în care durata medie de viață a unui pacient cu un astfel de istoric medical este de maximum 16 ani. Burt Jensen a fost diagnosticat cu cardiomiopatie, o boală de inimă extrem de gravă, când avea doar 17 ani. Doctorii nu i-au dat prea multe șanse de supraviețuire. Doctorii gaven mij toen nog een half jaar, dus dat was tot kerst. Până la acea dată, în țările de jos nu se făcuse niciun transplant de cord. Asta l-a determinat pe cardiologul lui Jensen să-l trimită direct în Anglia. Astfel, în iunie 1984, pacientul a primit inima unui tânăr aflat în moarte cerebrală. Het was gewoon niet bekend wat voor een leven je daarna had en hoe lang. Maar ja, nu op de dag van vandaag spreekt men nog steeds van een leven na een transplantatie van 15 tot 17 jaar. Aproape 4 decenii mai târziu, Jensen este căsătorit, are 2 fii și este un pilot pasionat de planori. Ja, leven kan ook mooi zijn, heeft ook zijn mooie kanten. Een van die mooie kanten is natuurlijk dat we ondanks alles gewoon 2 gezonde kinderen gekregen hebben. Die zijn inmiddels ook al 3 en 27. Dus dat gaat goed. En ja, wij genieten ervan. En, zelfs dat is niet onmogelijk na een harttransplantatie. Actualul cardiolog al lui Jensen spune că speranța medie de viață a pacienților cu transplant de inimă este de doar 16 ani. That's very special even in those days, but still nowadays it's not that easy to get a donor heart. In the Netherlands we have around 158 people waiting for a heart transplantation. And when you're on the waiting list, around 15% doesn't make it till the donor heart. Deși este în formă și sănătos, Jensen a fost nevoit să renunțe la unele activități fizice. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a revenit pe primul loc în clasamentul miliardarilor întocmit de Bloomberg, cu avere estimată la 200 de miliarde de dolari. Bezos a pierdut titlul de cel mai bogat al lumii în 2021, în fața lui Elon Musk, care are acum 30 de miliarde mai puțin. Averea lui Musk a scăzut din cauza devalorizării acțiunilor Tesla cu peste 25%. În prezent, Bloomberg estimează averea CEO-ului Tesla, SpaceX, la 198 de miliarde de dolari. Pe locul 3 în clasamentul bogaților se menține Bernard
Bernard Arnault, a cărui avere este estimată în prezent la 197 de miliarde de dolari. Designerul Stella McCartney, fiica celebrului membru Beatles Paul McCartney, și-a uimit fanii cu noua colecție de toamnă-iarnă 2024, realizată exclusiv din materiale reciclate. Noua sa colecție a fost prezentată într-o seră uriașă din parcul André Citroën, sub luminile calde ale soarelui. Modelele au defilat pe podium în costume create cu o croială lejeră, umeri proeminenți și pantaloni cu talie joasă în rochii mătăsoase tăiate asimetric. Nu au lipsit nici trenciurile din materiale ce imită pielea și nici paltoanele masive asemănătoare unor pelerine. În ceea ce privește materialele, creatoarea spune că este în căutarea unor soluții care fac imposibil observarea diferenței dintre pielea naturală și cea artificială. După defilare, McCartney a făcut fotografii cu mai mulți invitați, printre care tatăl său, Paul McCartney, și colegul său din trupa The Beatles, Ringo Starr, modelul Paris Jackson și actrița Charlotte Rampling. You know, I was thinking, what would Mother Earth say to all of her inhabitants, the animals and all of the humans and all of nature, if she wrote us a letter? And so she wrote me a letter, and I thought that was very nice of her. And so we had Olivia Colman, who is epic, icon, reading out her words and her empathy and love, but her urgency. Stella McCartney, care și-a fondat marca omonimă în anul 2001, după ce a lucrat la Chloe, a părăsit Londra pentru a defila pe podium la Paris, călcând pe urmele lui Alexander McQueen și Victoria Beckham. România se confruntă cu o problemă gravă. Natalitatea în țara noastră este la pământ, iar anul trecut s-a înregistrat un minim istoric. Programul de fertilizare in vitro era ca o gură de aer pentru cuplurile infertile, însă fondurile au fost blocate. Ce înseamnă asta? Aflați într-un reportaj marca Focus imediat după publicitate. Vă aștept! An de an, România pare să dispară. Natalitatea în țara noastră este un subiect cât se poate de sensibil, iar cifrele sunt înspăimântătoare. În primul semestru din 2023 s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 145 de ani. Tinerii se confruntă cu infertilitatea. Reușita de a duce pe lume un copil pe cale naturală scade simțitor. Speranța lor se agață de Programul Național pentru Fertilizare in Vitro, care acopera o parte importantă din banii procedurii și de multe ori este nevoie de mai multe intervenții pentru reușită. Însă din acest an, fondurile pentru creșterea natalității au fost blocate. În 2016, pe când avea 24 de ani, Mihaela a început să-și dorească să devină mamă. A încercat să rămână însărcinată pe cale naturală, însă după un an i-a încolțit în minte și în suflet gândul că ar putea exista probleme. A luat calea medicilor și după mai multe investigații a primit răspunsul cutremurător. Analizele arătau că este infertilă. Nu și-a pierdut speranța, așa că a început procedura de fertilizare in vitro. Nu am știut că drumul să fie așa de greu din punctul meu de vedere. Acum pare ușor, deoarece am obținut ceea ce mi-am dorit. În 2017 deja mi se părea normal că o să reușim să avem un copil, dar în mod real am reușit în anul 2020 să am un copil născut sănătos după o fertilizare in vitro și după 5 transferuri. Anii în care s-a chinuit să rămână însărcinată au fost chinuitori, spune ea. Însă, dacă ar fi să dea timpul înapoi, ar face-o din nou. A fost puțin dificilă din punct de vedere emoțional, dar trebuie să recunosc că am avut și sprijinul medicilor cu care am colaborat, am avut sprijinul persoanelor din jurul meu, dar bineînțeles, în primul rând am avut sprijinul soțului. A fost o perioadă destul de dificilă, deoarece jonglam foarte mult între locul de muncă și clinica unde am făcut fertilizarea in vitro. Mihaela recunoaște că a avut nevoie și de câteva ședințe cu un psiholog. Avea nevoie să se întărească, să prindă curaj, putere, să-și țină moralul sus și să nu renunțe. Acum, când privește în urmă, parcă toată suferința și neputința se anulează. În brațe își ține fetița, pentru care a meritat să lupte în fiecare secundă.
Este vitală pentru cei care își doresc un copil. În momentul în care nu poți avea în mod spontan o sarcină, singura variantă pentru cazurile mai complicate este fertilizarea in vitro. Este singura soluție. Pentru Carina, lupta încă nu s-a încheiat. În urmă cu 2 ani a încercat pentru prima oară să rămână însărcinată, iar deznodământul a fost trist. Acum, un drum lung îi se așterne în față, dar pășește pe el cu speranță. Doresc un copil cam de cât mă știu, să zic așa, dar totul a prins culoare acum vreo 2 ani. Am avut o sarcină oprită din evoluție, la 5 săptămâni și 5 zile, a fost foarte dureros să pierzi un copil crunt. Am rămas, să zic așa, însărcinată din nou la câteva luni, dar a fost o sarcină extrauterină, am rămas fără trompe și singura soluție ar fi fost ori fertilizarea in vitro, ori adopția. M-am trezit la 27 de ani fără altă posibilitate. În martie anul trecut a aplicat la Programul Național pentru Fertilizare in vitro. În octombrie a avut loc procedura. A reușit să obțină 4 embrioni pe care i-a congelat. Totul părea bine, dar fericirea nu a durat mult. A urmat după o lună embriotransferul, dar din păcate nu s-a dublat valoarea beta-HCG și pentru program a fost, să zic așa, un eșec pentru noi. Dar cu cei 3 embrioni care îi mai avem, o posibilitate de un copil sănătos, cu siguranță o să fie. Într-un cuplu care își dorește un copil, fertilizarea implică costuri uriașe. O singură procedură poate ajunge ușor la 5.000 de euro și nu se știe niciodată dacă este suficient. De multe ori este nevoie de proceduri repetate pentru a obține o sarcină. Foarte important un ajutor, mai ales financiar, pentru că te trezești la un moment dat, ok, îți apare pe site fiul complet, costă undeva la 15.000 de lei, plus medicația. Dar nu o să ajungi niciodată să plătești doar atât. Pentru că mai sunt și analizele, și analizele sunt foarte costisitoare. Mai sunt și tratamente de pregătire a ovocitelor, sunt foarte multe și costă. Până când nu o să-mi strâng copilașul în brațe, nu mă voi opri. Asta și dacă o să se întâmple peste 20 de ani, nu contează. Dar visul ăsta nu poate să umile nimeni. Programul Național pentru Fertilizare in vitro sau pentru creșterea natalității, așa cum mai este denumit, constă în 2 vouchere în valoare totală de 15.000 de lei. Banii sunt folosiți pentru procedurile medicale și pentru tratamente. De multe ori, cuplurile mai plătesc bani din propriul buget pentru a putea face față cheltuielilor. La începutul acestui an însă, programul a fost blocat din lipsă de fonduri. În lipsa acestei susțineri, foarte mulți dintre cei care se confruntă cu infertilitatea practic nu ar putea să-și permită procedurile medicale necesare și medicamentele care le însoțesc. Deci, practic, pentru foarte multe cupluri care se confruntă cu infertilitatea, visul de a avea un copil nu ar fi posibil în lipsa acestei susțineri din fonduri bugetare, pentru că, practic, efortul unei familii este dificil chiar și în condițiile în care vorbim de oameni care au câștiguri peste medie. Reprezentanții ai ONG-urilor și mai multe paciente au ajuns la Ministerul de Finanțe, unde i-au explicat lui Marcel Boloș de ce deblocarea acestui program este atât de importantă. Mi-a fost destul de clar că ministrul nu cunoștea acest program, nu știu ce se întâmplă cu comunicarea în cadrul guvernului, dar practic a aflat de la noi câte proceduri sunt decontate, care este valoarea unui voucher, adică vorbim de lucruri elementare. A părut că a înțeles despre ce este vorba, ne-a declarat că este câștigat pentru cauză și că a înțeles importanța finanțării, continuării acestui program. Ne-a promis că până în aprilie, prin ordonanța Trenuleț, vom avea un cadru legal prin care alte ministere să poată transfera temporar fonduri pentru a susține acest program. Potrivit statisticilor, continuarea programului pentru 20.000 de cupluri ar putea duce la creșterea natalității în România chiar și cu 10.000 de bebeluși anual. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro.
Alexandra Anastasescu aduce imediat știrile din lumea mondenă la Flash Monden, iar de la ora 20, acțiunea se încinge în Eroi dincolo de moarte. Pe Prima Comedie de la 22, Andrei Duban vă așteaptă la Bank Show. Optimile UEFA Champions League continuă în direct la Prima Sport. Bayern München, Lazio Roma va fi în direct de la ora 22 pe Prima Sport 1, iar Real Sociedad PSG va fi de la aceeași oră pe Prima Sport 2. Urmăriți toate transmisiunile sportive în direct și pe primaplay.ro. Să aveți o seară frumoasă, pe mâine! Program disponibil pe primaplay.ro.